Bună, sunt Estera și astăzi vreau să vă arăt mingile anti-stres. Asemănătorie nouă, încă nu am strâns-o. Da, am fost în Ligo, am luat și haideți să o încercăm să ne jucăm. Fuck! Se vede pe cameră pentru că este un albastru închis, doar că este mult mai închis. De fapt, e foarte, foarte închis și verdele acestea e foarte, foarte deschis. Bun! Ce vom avea nevoie pentru a repara mingea antistres? Plasa ei, care o a avut-o, desigur mingea, și un ineluș ceva. Nu știu ce este ăsta, ceva, nu știu ce, și o perfecă, desigur. Să fie linia mai tare, mai bună, pentru că e foarte greu de tăiat, ăsta dacă nu poți să-l rup deloc. Cred că știți. Bun, atenție, aici asta trebuie să fie așa, pui plasa. Și chestia asta scrie aici pentru că unde o să tragi și acolo să scrie și chestiuța. Se uită mai bine. Așa. Strângem doar cu mâna să vedem dacă se ia asta. Bun, nu se ia. Așa. Apoi punem uite așa. Bun, acum mă duc să aduc celelalte mingiuțe antistres, dar și pe asta o vom diseca, să zicem. O vom tăia partea asta pentru că s-a desfăcut și aici. Așa. Bun, m-am întors. Așa, fac zup pe jos, lăsați-o. Bun, asta nu știu cum să scoatem. O vom tăia, sper să nu tai și plasa, pentru că e cam greu. Am venit Digibo și am făcut iarăși un vlog, deci... Bun, stați un pic, haide! Bun, haideți să încercăm. Faceți așa. Și s-a, gata, s-a, ăsta. Bun, scoatem. E tăia plasa? Nu plasa. Așa și cam așa va arăta. Se va... Zici că e apă. E fain să te joci, dar... Bun. Mai departe.
Așa. Punem plasa. Nu uitați chestiunea asta să fie fix în mijloc. Apoi așa. Apoi așa. Apoi așa. Apoi așa. Apoi. Strângem. Scuzați-mă dacă auziți diverse sunete, sora mea face ceva. Și o să facem un experiment care voi promova un experiment. Promovez și canale, desigur. Voi promova un experiment de la un canal. După videoul acesta vom face chestia asta ca să nu țin așa mult videoul, înțelegeți? O pauză.